Florin Câțu a dinamitat conștient și perfect responsabil această coaliție cu bună știință și cinism. Florin Câțu nu mai poate să fie premier și din acest motiv miniștrii USR Plus se retrag din cabinetul Florin Câțu. Este o decizie pe care am luat-o împreună cu toți colegii din USR Plus, este o decizie susținută de Biroul Național și în acest context ne prezentăm demisiile, le aveți aici și pe a mea și pe a celorlalți colegi miniștri, le au fiecare în mână. Mâine dimineață, la prima oră, premierul va avea demisiile noastre pe birou. S-a produs gestul dramatic, demonstrativ al celor de la USR Plus în această seară. În propriile aplauze și-au dat demisia din guvern. Ca să arate că nu sunt bătaia de joc a lui Câțu și a PNL, ca să evite furia propriilor alegători, ca să forțeze continuarea jocului politic în alți termeni decât cei de până acum. Mai ales că tocmai fuseseră invitați la Cotroceni la negocieri mâine cu Klaus Iohannis. Ce rezultă după declarațiile fulminante de astă seară e că nu-i dau de ales președintelui, ori renunță la Câțu, ori la ei. Analizăm și explicăm jocul politic. E prea târziu de data asta pentru o nouă batistă pe țambal, așa cum am mai văzut în lunile trecute. Au mers de data asta lucrurile prea departe. Ce consecințe are tot scandalul pentru ideea de guvernare de dreapta în România? Vedem imediat. Sunt Tudor Mușat, bine v-am regăsit la Actualitatea, începem chiar acum. Ion Me Ioniță, redactor șef Istoria, alături de noi în platou, bună seara. Bună seara. Și în legătură cu noi, Augustin Zegrean, fost președinte al Curții Constituționale. Bună seara, domnule Zegrean. Bună seara. Plecăm de la ce urmează să se întâmple, ce ne așteaptă de fapt, la ce trebuie să ne așteptăm. Care e parcursul următor după ce am văzut astă seară? Eu aș prefera să răspundă domnul Ioniță, că dumneavoastră e mai specialist în politică, eu cu politica... Păi nu, tehnic vorbind, încercăm să vedem cât se va tărăgăna situația asta. Tehnic, primul ministru, mâine, dacă ia act de demisia celor de la USR, trimite demisiile la președinte, cererea de remaniere și propune ministrii interimari sau propune direct miniștri. Deci poate să propună ministrii interimari care pot să stea 4-5 de zile acolo sau propune ministrii, dar dacă propune ministrii trebuie să meargă cu ei în Parlament să iau un vot, dar nu ai pentru aceea, nu pentru tot guvernul. Numai pentru ministrii care vin în locul celor demisionați, pentru că suntem în procedura de remaniere. Da, speranța asta enunțată astă seară de Dan Barna că vine acest guvern în Parlament mai degrabă rapid e legitimă sau așteptăm cele 45 de zile? Păi pot să aștepte cele 45 de zile, este la mâna primului ministru acum dacă propune alți oameni în guvern, alți ministri în locul celor plecați sau pune în interimari. A mai fost o situație, cred că în 2009, când au mai rămas vreo 5 miniștri în guvern și guvernul ăsta a venit vreo lună, două, pe acolo, până la alegerile prezidențiale. Da, și acum mă întorc către Ion Meioniță să-l întreb care e feeling-ul, dacă se va întâmpla mai degrabă rapid chestia asta sau Florin Câțu o să o tărăgâneze cele 45 de zile, să treacă și Congresul PNL, să se decidă și situația de acolo. Nu, va fi cât mai mult tergiversat, cum este și cu moțiunea de cenzură, pentru că premierul Câțu are tot interesul să vină Congresul PSD, să câștige în Congres și după aia să pună problema în alt termeni. Adică sunt și președintele partidului, principalului partid de guvernare, are un atu în plus la viitoarele negocieri, atunci când vor fi acele negocieri pentru a se forma un guvern, pentru că nici guvernul ăsta nu poate să stea așa pe interimate și are nevoie de votul în Parlament dacă USR Plus nu mai face parte din structura de guvernare, pentru că nu va mai fi guvernul care a primit votul de încredere al Parlamentului pe program și pe componența miniștrilor. Ceea ce mi se pare foarte grav și îl avem pe domnul Zegrean aici, poate să comenteze, este ceea ce s-a întâmplat în Parlament cu moțiunea de cenzură. Adică modul în care... Planul A al celor de la USR Plus, așa cum zicea Barna, că ăsta cu demisiile a fost planul B, pentru că planul A nu a ieșit. S-a blocat. Dar planul de ce A s-a blocat? Era faimoasă moțiune pe de cenzură. Pe acea afirmație a unor parlamentari PNL,
precum că semnăturile nu sunt reale, nu sunt autentice, cum un ar veni. Un lucru absolut straniu. Asta înseamnă o cenzurare a voinței unor parlamentari care doresc să depună o moțiune de cenzură și tu le spui că nu-s bune semnăturile. În ce temei spui tu că nu sunt bune? Unde e Constituția aici? Unde e dreptul parlamentar să la o acțiune parlamentară? Ce faci? Faci o comisie de grafologi în Parlamentul României care să aprobe sau să nu aprobe moțiuni de cenzură, hotărâri și alte documente ale parlamentarilor care necesită semnătura parlamentarului, este absolut aberant și deschide un precedent. Vor fi și PNL-ul în opoziție cândva, nu sunt, vor fi tot timpul la putere. Când vor veni ei să facă o moțiune la adresa unui guvern și le se va spune, nouă ni se pare că sunt niște semnături neconforme. Așa că actul vostru nu intră în Parlament cum este obligatoriu și este un abuz să oprești Parlamentul să-și facă treaba, adică și non-acțiunea este un abuz și acțiunea abuzivă. Dar cum să împiedici o solicitare a numărului de parlamentari prevăzut de Constituție și tu să spui, am eu o suspiciune. Și ce faci? Cum verifici? Cum măsori? Ai un șablon, vii și măsori pe ce baze regulamentare? Ce înțelegeți din asta? Mi se pare o aberație. Domnul judecător Zegrean, că într-adevăr este extrem de straniu, e ridicol, e din orice unghi ai privi-o. Nu este destul spus ridicol, este mult mai grav decât ridicol, pentru că noi pretindem și scrie în Constituția asta românește stat democratic. Parlamentul trebuie să fie principalul for al democrației și tocmai acolo se fac jocuri din acestea. Este inadmisibil ca un om sau un birou permanent sau o comisie să verifice dacă semnăturile de pe moțiune sunt sau nu corecte. Moțiunea trebuie dezbătută în plen și atâta tot plenul poate să respingă pe acest motiv, de exemplu. Dar în niciun caz nu biroul permanent nu pune pe ordinea de zi pentru că nu sunt semnăturile. Eu știu cum se face asta cu semnăturile, că am fost pe acolo o vreme. Fiecare club parlamentar are lista cu semnături permanent. Sunt acolo sau nu sunt acolo deputații, sunt sunați, băi, te pun pe listă, pune-mă. Și asta este. Deci nu, în niciun caz acele semnături nu sunt false, pentru că nu e nimeni chiar atât de tâmpit încât să pună semnături false sau să semneze pentru altul. Ori această procedură pe care eu am adoptat-o, nu pune moțiunea pe ordinea de zi, este inadmisibilă din punct de vedere constituțional. Da, și este un abuz constituțional pentru că împiedică voința unui parlamentar. Nu poți să-l cenzurezi pe un parlamentar printr-o procedură a unui birou permanent, a unei comisii. Era ale dreptul ca actul lui să fie dezbătut de plen. Și cu asta basta. Este o încălcare gravă a democrației. Gruparea Câțu din Parlament a inventat un fel de procedură nouă, total pe lângă lege, nu cu ocazia asta. Va veni un vot și tu spui, nu supun la vot un proiect de lege, o hotărâre, o moțiune, nu supun la vot, că nu vreau. Au făcut și asta. Da, este inadmisibil. Sunt ordonanțe de guvern care trebuiau votate de 10 ani și nu le-au votat. Nici nu le-au aprobat, nici nu le-au respins. Dar nu asta e problema. Problema ce fac ei acum este inadmisibil. Pentru că în Constituție, când s-a scris Constituția, nimeni nu s-a gândit că se poate întâmpla și așa ceva. Că cineva să refuze punerea pe ordinea de zi. Că vedeți, este un text în Constituție care spune că se dezbate la 3 zile după prezentarea ei în Parlament. Este obligatoriu lucrul ăsta. Ea a fost depusă în Parlament cu moțiunea de cenzură. Domnul Zegrean, dacă îmi permite să adaug... Vă rog. Vă rog. Părinții Constituției chiar așa au scris acolo pentru ca nu fi împiedicat o moțiune. Ei au spus clar, se dezbate în 3 zile, nu că se poate că ajunge. Deci este imperativ că se dezbate în 3 zile pentru a nu bloca o moțiune. Tu ești la putere și o blochezi din pretexte. Ești obligat. Dar iată că au încălcat și acest principiu constituțional. Mulțumesc foarte mult, domnul judecător, pentru precizări. Ne întoarcem la varianta B, cea care a intrat deja în funcțiune, și anume demisia miniștrilor USR Plus din guvern. Bun, putem să ne imaginăm toate motivele pentru care n-au vrut să fie ciuca bătăilor, abatjocurii PNL, mai ales după episodul de astăzi pe care toată lumea cred că îl recunoaște ca pe un abuz, ceea ce s-a întâmplat în Parlament cu moțiunea, că pierd susținerea electoratului și așa mai departe. În ce poziție sunt acum?
într-una mai bună, într-una mai proastă decât erau în urmă cu câteva zile cei de la USR Plus, forțând în felul ăsta o alegere din partea lui Klaus Iohannis? Este o situație în care acești actori politici au intrat fără să mai poată să câștige nimic. Deci sunt într-o situație de lose-lose. Orice ar face, pierd. Atât i-a adus capul. Și acum s-au dat cu capul de zid. Deci toți pierd, pe linie. PNL pierde, pentru că este liderul guvernării pe care a făcut-o praf. USR Plus pierde, pentru că a depus moțiune împotriva propriului guvern, împotriva lui însuși. Nici măcar principiile invocate nu vin în sprijinul lor? Și, adică toată discuția asta despre ilegalitatea PNDL, cum a fost demis Stelian Ion... Da, ai făcut parte din guvern. Să depui moțiune împotriva guvernului din care ai făcut asta, parte. Să ți se demită un ministru... Eu mă refer la ceea ce se vede și percepția. Nu câștigi din așa ceva. Și te aliezi cu AUR pentru asta, indiferent de justificări. Te aliezi cu AUR și pe plan politic faci din AUR arbitru într-o dispută între două partide de la guvernare. Deci scoți AUR din izolare și îl faci un actor politic cât se poate de prezentabil și de prizabil. Deci ai depășit o barieră. Pe de altă parte, USR Plus, și dacă nu făcea așa, dacă accepta chestia asta, era distrus, pentru că n-ar mai fi reprezentat nimic într-o coaliție de guvernare. Deci într-o situație puțin rea soluție dintre toate era soluțiile... cea mai puțin rea dintre toate sau singura care îi ferea de multe capcane era să-și dea de la început demisia fără moțiune. Își dădeau demisia, dom'le, nu mai sunt cu ăștia la masă. Uite cum se comportă și așa mai departe. Ne dăm demisia. Păi, da, episodul cu demis, cu moțiunea de astăzi, cumva vine să le întărească convingerea asta și enunțul ăsta că, uite, cei de la PNL sunt niște răi parteneri. Da, sigur. Dar, îi cenzurează, le blochează. Demisionează și așteptau votul de încredere în guvernul Câțu. Adică să vină guvernul Câțu în fața Parlamentului să ceară un nou vot pentru o nouă formulă guvernamentală. Pierde PSD, culmea. Pierde PSD. Pentru că este evident pe toată lumea că PSD e în cârdășie cu PNL în acest moment și face eforturi disperate să mențină guvernul Câțu. Cu moțiunea de cenzură, cu blocajul, ați văzut. Nu o votăm, o votăm dacă vine, dar dacă se pierde pe drum, dacă se strică moțiunea... Fusese vorba chipurile să depună propria moțiune, n-au mai depus-o... Au tot interesul să țină un guvern marionetă Câțu, care să depindă de ei, cum au mai depins și alte guverne. Numai că soarta acelor guverne este tragică. Ele pierd pe toată linia și PSD câștigă la final. Deci interesul PSD acum, cel puțin, în ciuda retoricilor, este să țină guvernul Câțu. Dar dacă țin guvernul Câțu, oamenii lor vor spune: de ce țineți un guvern despre care spuneți că e un dezastru pentru țară? Nu sunteți pe mână cu ei? Pierd și ei. Singurii care pierde Klaus Iohannis. Pentru că Iohannis a creat coaliția de guvernare. Pentru că a girat-o, pentru că a spus asta este soluția. Acum totul se derâmă. Singurul care câștigă e AUR. Premierul Florin Câțu, declarații chiar acum. Era normal în momentul când depui o moțiune alături de AUR să-ți dai demisia din guvern. Începeți procedurile în seara asta? Nu știu, dar în primul rând nu știu. Nu să-mi spuneți, asta eu nu am văzut nimic. Haideți să vedem întâi documentele și discutăm. Să vedem documentele întâi, dar eu cred că răul pentru România a fost făcut atunci când s-a asociat cu AUR. Ăla este cel mai mare rău. Bun, și noi vă așteptăm programul pentru un vot de investitură pentru un nou guvern, în care ei nu mai fac parte. N-am auzit niciodată. Vă așteptăm în Parlament pentru un nou vot de investitură. Stați să începem întâi să primim demisie, încă nu am documentele, deci nu are sens să discutăm acest lucru. Cred că au fost niște declarații, nu? Am mai văzut declarații în această perioadă, dar repet, cel mai rău lucru pentru România a fost făcut când s-au asociat cu AUR, când au legitimat acest partid. Atunci a fost cel mai rău lucru făcut pentru România. Toate acestea, prefecții și subprefecții USR Plus susțin că nu-ți vor da demisia și că vor aștepta să fie demiși de dumneavoastră, la fel și secretarii de stat USR Plus. Vom vedea care sunt pașii următori în momentul în care primesc documentele. Ar putea să se întâmple la împăcare și dacă da, cum ați putea să vă împăcați cu cei din USR? Eu am spus că în România coaliția de dreapta este cea care vrea să guverneze, dar e adevărat, este complicat atunci când cei de dreapta sau cei care noi credeam de dreapta sunt de dreapta se asociază cu un partid
extremist, după aceea îi vor lângă ei și pe socialiști, se pare că nu erau de dreapta și doar credeam... Mai există loc de împăcare? Noi vrem să guvernăm România, știți, să guvernăm România. Nu este vorba de împăcare aici, este vorba de interesele românilor. Și aici s-au comportat, din punctul de vedere, ca niște copii răsfățați, pentru că în perioada următoare trebuie să aprobăm legea consumatorului vulnerabil și vă spun că dacă Parlamentul României nu aprobă într-o săptămână, voi cere în Biroul Politic Național al Partidului Național Liberal să pot să-mi asum eu răspunderea la guvern pentru această lege, pentru că văd că se tot țin de PR-uri pe la 11 noaptea, pe la 12, dar niciodată nu se țin pentru legea consumatorului vulnerabil, se țin pentru altceva. Avem de aprobat ordonanța de urgență care compensează o parte din facturile românilor. Vine o iar, suntem încă în pandemie, avem de gestionat această pandemie. Cum să ministrul, să fiu ministrul sănătății și să pleci din mijlocul pandemiei? Cum să ai alte ministere și să lași țara fără guvern în acest moment și să te asociezi cu AUR? În acest deci, context veți merge cât mai repede în Parlament pentru a cere acel vot de încredere ca lucrurile să intre pe un făgaș normal? Repet, haideți să fie toate la timpul lor. Deocamdată nu știm decât că au semnat alături de aici. Singura certitudine pe care avem astăzi este că cei de la USR Plus au legitimat în România un partid extremist și au semnat alături de el o moțiune împotriva lor. Ceea ce numai Dragnea a mai făcut, deci aveau două dintr-o lovitură. L-au legitimat și pe Dragnea și au și legitimat un partid extremist. Dacă nu există cale de împăcare, cu cine negociați? Cu PSD sau cu AUR? Eu mențin ceea ce spun de fiecare dată. Trebuie să... România trebuie să fie guvernată de dreapta, de o coaliție de dreapta în perioada următoare. Ați spus pandemia, aveți un nume pentru interimarul de la sănătate? Singura certitudine pe care avem acum este că au semnat cu AUR și că și-au făcut o schema lui Dragnea, nu? Este care și-au depus moțiunea. Este o demisia lor și este tot o certitudine că trebuie să veniți în Parlament pentru un vot de încredere. Pe cine vă bazați la acel vot de încredere? Nu am văzut aceste. Deocamdată nu sunt certitudine, sunt declarații. Certitudinea este acea semnătură pe moțiunea alături de AUR, legitimând un partid extremist. Cei de la USR au legitimat un partid extremist. Și au copiat metoda și au copiat metoda legitimat un partid extremist. Dragnea. România trebuie să fie guvernată în această perioadă de o coaliție de dreapta, doar prin investiții putem să dezvoltăm România. Este soluția pe care am implementat-o la începutul acestui an. Urmează PNRR, urmează un PNRR care să fie aprobat până la sfârșitul acestei luni. Iarăși, cum o să lași România fără guvern când tocmai semnăm un PNRR? Urmează fondurile europene, chidurile nici nu au fost încă făcute, AME-urile nu au fost aprobate, avem pe partea cealaltă, deci sunt aproape 80 de miliarde de euro, banii de la guvern, care sunt 13 miliarde de euro de investit, avem mult de lucru. Dacă mâine aveți pe masă demisiile miniștrilor USR, vorbim ce veți face? Vorbim mâine. Ați conduce... interimatul la investiții? Vorbeați puțin mai devreme de PNRR? Vorbim mâine, când avem date. Ați conduce un guvern susținut de PSD? Nu văd cum se poate face asta. Excludeți complet varianta unui pas înapoi, să renunțați la funcția de premier, pentru că asta a fost până la urmă condiția pusă. Eu nu folosesc metodele Dana, nu dau propriul guvern jos. Până la urmă îi veți demite pe reprezentanții USR Plus dacă nu-și dau demisia? Haideți să vedem cum se merg lucrurile mâine și după aceea discutăm. Vă mulțumesc. Cum credeți că puteți face o nouă majoritate totuși? În prin negocieri. E nevoie de un guvern cu puteri depline pentru a face tot ce spuneți dumneavoastră. Aveți nevoie de un vot în Parlament. Prin negocieri. Am arătat puțină. Că am construit în jurul meu echipă în Partidul Național Liberal și am pornit doar cu câțiva oameni în spate și acum am astăzi aproape tot partidul. Veți vedea că și în Parlamentul României vor reuși să facă o majoritate. Haideți să ajungem acolo. Vă mulțumesc de tot. Ne-am oprit, copii, ne-am oprit, vă rog. Da, premierul Florin Câțu, o retorică așa pe ripit cumva legată de gestul celor de la USR Plus de astă seară, le spune răsfățați, subliniază tot timpul, așa ca o placă povestea asta cu asocierea cu AUR și cu PSD. Îi salut și pe Gabriel Zetea, deputat vicepreședinte al PSD, și pe Cristian Zeidler, deputat USR Plus. Domnilor, unde suntem în momentul ăsta? Domnule Zeidler, apropo de gestul dumneavoastră pe care vedem cum îl califică premierul Câțu, produs înainte de întâlnirea de mâine cu președintele, care a fost logica? Bună seara, în primul rând. Există două părți ale răspunsului meu. Pe de o parte, nu
putem sta impasibil și să ne uităm cum premierul României, dincolo de faptul că el e cel care a dovedit că nu poate lucra în echipă, dar și mai grav, pentru români, pentru fiecare dintre noi plătitori de taxe și impozite, să arunci 10 miliarde de euro în pixul lui Dragnea 3, că așa de fapt este PNDL 3, bine, nu mai e Dragnea, e oricine altcineva, dar în rest, tot pe simpatii, pe ochi frumoși, fără standarde de cost, fără transparență, fără nimic s-ar fi cheltuit acești bani. Vă aduc aminte și le aduc aminte telespectatorilor că asta e problema de bază. Acum că domnul Câțu vrea să ducă vorba înspre altceva, e partea a doua. Și punctul 2 al răspunsului meu este ceea ce s-a întâmplat astăzi în biroul permanent reunit, unde PSD s-a făcut că se retrage, adică chiar s-a retras, pe un pretext, ca să lase locul PNL, care PNL a venit cu un alt pretext absolut penibil pe care doar Iordache l-a mai încercat cu semnăturile false. Adică, știți cum e, dumneavoastră spuneți că semnătura mea e falsă, eu sunt lângă dumneavoastră, dar nu mă întrebați pe mine dacă îmi recunosc sau nu semnătura, ba chiar doriți să nu mă întrebați. E efectiv penibil, dincolo de faptul că e neconstituțional pe textul Constituției, și s-a aliat în acest demers cu cei din PSD Ciolacu. Dar în rest sunt vorbe goale pe repeat, așa cum bine ați observat de la domnul Câțu, care încearcă să găsească o poveste ca să o acopere pe cea a jafului public 10 miliarde de euro. Da, toată lumea acuză blatul ăsta cu PSD-ul, domnule Zetea. Și cei de la USR Plus zic că e blat al PNL-ului cu dumneavoastră, cei de la PSD. Și Câțu spune de dimineață până seara, depun o moțiune de cenzură împreună cu AUR, s-au aliat cu cei de la PSD să critique guvernul nostru și așa mai departe. Și PSD pare că profită cel mai mult din toată povestea asta, de fapt așteptând și nefăcând nimic. Niciun partid politic nu poate profita din această criză, pentru că toți românii pierd. Avem instabilitate politică, avem facturi care cresc, care se dublează la energie, la gaz, nu avem investiții, nu avem fonduri europene, avem zero guvernare și doar scandal politic. Dar dați-mi voie să felicit pentru prima dată USR, pentru că este primul pas corect pe care USR l-a făcut în această criză. Faptul că și-a dat demisia miniștrii. Păi nu era corect, de exemplu, să-i susțineți pas. În logica asta, iertați-mă, nu era corect să-i susțineți în moțiunea asta de cenzură și să nu dați cale liberă la ceea ce s-a întâmplat azi în Parlament? Este doar un prim pas. Și-au dat demisia doar miniștrii, nu și secretarii de stat, nu și șefii de agenții, nu și prefecții, nu și subprefecții. Eu vă întreb, puteți contribui la demersul de trântire a guvernului, dând o mână de ajutor pe care n-ați dat-o și... Nu. Ducând la toate suspiciunile astea. Să vă spun de ce. Nu avem încredere. Sub nicio formă, cine poate avea încredere în cuvântul celor de la USR că nu ne va face să ne folosim singurul glonț pe care îl are opoziția la dispoziție, și anume moțiunea de cenzură, trădând ceea ce spun. Ei astăzi vorbesc despre PNL. Stați puțin să ne oprim asupra acestei declarații, că sună așa, scenariul de film. Adică făceau tot teatrul ăsta doar ca să vă forțeze pe dumneavoastră cei de la PSD să acționați la o moțiune de cenzură, unica șansă în lunile astea, deși ei nu vroiau de fapt să depună o moțiune de cenzură și să trântească guvernul și să se răzbune pentru demiterea lui Stelian Ion și să acuze jaful cu PNDL-ul și ce mai acuză ei. Corect, azi dimineață. Totul era o farsă elaborată ca să vă pune pe dumneavoastră într-o situație... Azi dimineață, USR a declarat încă o dată și de fiecare dată spun același lucru. Că noi vrem să continuăm guvernarea alături de PNL și USR. Păi dacă noi depunem moțiunea și se înregistrează și se prezintă în plenul reunit al Parlamentului și a doua zi USR se înțelege cu PNL, păi noi ne-am pierdut până la urmă posibilitatea de a demite acest guvern, pentru că cei de la USR, de fapt, își doresc în continuare o colaborare cu PNL. Deși toată ziua, de dimineață până seara, ne spun așa, peneliștii sunt niște hoți, fură prin PNDL pentru baronilor locali. Dar de-a doua zi, dacă un om, un singur om, și vorbim aici de Câțu, ar fi plecat, PNL-ul ar fi bun, din nou ar fi albă ca zăpada, din nou ar putea să meargă înainte și o să ne vorbească foarte senin despre reforme. Asta este ipocrizie. O asemenea manipulare doar de la PSD putea să vină. Nu o cred. Da, domnule Zeidler, vă rog.
spuneam că o asemenea manipulare doar de la PSD putea să vină, pentru că ei sunt experți în minciună și manipulare. 1. Nu am spus că primarii PNL sau primarii vreunui partid fură. Perfecții. Am spus că programul este făcut ca o invitație la fraudare. Da? Asta am spus, nu altceva. 2. Dumneavoastră veniți cu pretextul că v-ați trage singurul glonț. Domnilor, tot ce v-am cerut este să ajungă moțiunea depusă de noi pe ordinea de zi și v-ați dat la o parte. Deci nu veniți cu moțiunea dumneavoastră pe care tot fluturați și pe care n-ați depus-o. Las că am depus noi una și dumneavoastră faceți totul ca să nu ajungă pe ordinea de zi. Se vede de pe lună blatul. Bun, domnule Ioniță. O scurtă replică, dacă se foarte poate. Foarte scurtă, vă rog. Partidul Social Democrat și-a făcut publică moțiunea de cenzură pe care am trimis-o și să o vadă absolut toate partidele. Dumneavoastră nu ați avut inteligența politică să veniți la Partidul Social Democrat, să prezentați textul moțiunii, să o discutăm împreună și acolo în textul moțiunii să criticăm și ceea ce faceți dumneavoastră la guvernare și să vă asumați greșelile pe care le-a făcut Ghinea, Stelian Ion, Năsui, Barna și toți cei care au guvernat. Votați sau nu moțiunea, restul e bla bla. Votați sau nu moțiunea depusă de UTR cu SR? Da, nu, Partidul Social Democrat votează orice moțiune de cenzură care va fi la vot. Dar în birou permanent, azi în birou permanent v-ați retras ca să nu ajungă pe ordinea de zi. Sunteți niște lași, una vorbiți, alta faceți. Blat, domnule Saigel, dar este o rezolvare mult mai ușoară. Vă retrageți această moțiune care, nu știu, are, nu are semnături în față, nu-i treaba mea, că nu-i treaba Partidului Social Democrat să verifice. Retrageți-vă această moțiune, semnați pe moțiunea Partidului Social Democrat, o depunem împreună, avem mai mult de 234 de parlamentari care votează și în această săptămână poate cădea guvernul. Ion Mioniță, discuțiile cu PSD pot continua la nesfârșit, pentru că PSD pare în cea mai bună... E cea mai bună postură în momentul ăsta, exact. Să-i lase pe ceilalți. De fapt, aici e și problema, de fapt, că certurile astea, pe lângă că pun într-o lumină ciudată orice idee de coaliție de dreapta care rezistă ba 6 luni, ba un an, ba cât rezistă, mai aruncă și întrebarea de ce PNL, gruparea Câțu din PNL și Klaus Iohannis, i-au împins pe cei de la USR Plus până la urmă în punctul ăsta, că e clar că nu le-au dat, nu numai că nu le-au dat nicio șansă, pare că i-au trimis în direcția asta. E discutat de ce au făcut asta și de ce au rupt coaliția, dar am trecut momentul. Deci noi nu mai suntem în momentul ăla în care se putea discuta, în care se putea ajunge la o discuție în coaliție, în care trebuiau să fie chemați înainte de depunerea moțiunii și înainte de depunerea demisiilor. E prea târziu acum să mai o luăm de la capăt cu PNDL, cu Ministrul Justiției, cu procurorii și așa mai departe. Problema este că această guvernare, care luni dimineața n-avea niciun fel de problemă, a ajuns într-o criză profundă și aruncă societatea românească într-o criză profundă cu toți acești actori importanți aflați în situația de a pierde, pentru că nu au soluții de continuare a guvernării. Pierde și PSD-ul încă o dată, pentru că face blat cu PNL-ul și se vede orice ar spune PSD-iștii. Nu se duc cu moțiunea și nu vor să se ducă această moțiune în plen. Și fac un abuz îngrozitor, blocând o inițiativă parlamentară de depunere a unei moțiuni de cenzură. Așa ceva nu poate nimeni să blocheze pe motive procedurale, că sunt bune semnăturile sau nu. Nu sunt grafologi, nu fac expertize acolo ca să vadă, n-au niciun drept să facă asta și fiecare dintre aceste partide trebuie să gândească că la rândul lor vor ajunge cândva să depună moțiune de cenzură și cu o conducere abuzivă a Parlamentului le poate arunca la coș acest drept, pentru că spune că nu sunt semnăturile făcute cu pixul albastru. Deci aici este foarte grav ceea ce se întâmplă și vor da socoteală în fața electoratului, că nici PSD nu poate să vină să spună țin în brațe guvernul Câțu ăla care vă scumpește gazul, vă scumpește curentul electric, dar noi îl ținem în brațe că ne convine nouă să avem un guvern marionetă acolo. Nu pot să explice nici asta la infinit în fața propriului electorat. Politologul Remus Ștefurea, Kinscop, bună seara! Unde suntem și mai ales ce s-ar putea întâmpla mâine la întâlnirea de la Cotroceni, la care cei de la USR Plus se duc deja după ce și-au dat demisiile din acest guvern? Adică la ce se așteaptă? Ca Iohannis să spună mâine nu mai am altă soluție decât să-l demit pe Câțu?
Acum, sigur, aș putea spune că ne putem aștepta la orice. Nu ne-am fi așteptat niciodată la o fel de colaborare între USR Plus și AUR. Cred că nimeni nu și-ar fi imaginat acest lucru de când a început această coaliție. Dacă s-a întâmplat acest lucru, și mâine se poate întâmpla orice. Adică deja faza în care încercăm să judecăm poate rațional, să explicăm, să oferim explicații raționale, cred că am depășit-o de mult. Prin urmare, mă pot aștepta inclusiv la replieri sau la continuarea, mă rog, acestei dispute, a cărei intensitate nu are absolut nicio legătură cu interesul public și cu așteptările românilor. Dar, repet, ceea ce s-a întâmplat... Dar le influențează decisiv, trebuie spus. Pentru că, de fapt, despre asta e vorba. Despre o coaliție de guvernare care s-a făcut praf după câteva luni, din niște motive care ridică foarte multe semne de întrebare, cele cu discuția despre numirea procurorilor, cu banii din PNDL, cu abuzul exercitat, așa acuză cei de la USR Plus, de premier asupra unor miniștri pe care îi demite după bunul plac, fără argumente și așa mai departe. Din păcate, toate aceste motive nu au absolut nicio legătură cu așteptările oamenilor, iar consecințele pe termen scurt, mediu și lung pot fi catastrofale. Într-o perioadă, și sigur și interlocutorii au precizat acest lucru, într-o perioadă în care am văzut, practic, importurile de gaze din Rusia au crescut pentru România cu 300%. E ceva absolut imposibil de explicat oamenilor cum va arăta viața lor peste 2 luni, 3 luni. Într-o asemenea situație să avem astfel de evoluții, repet, ele nu au nicio legătură cu interesul public, cu așteptările oamenilor, dar consecințele ar putea fi mai grave decât cele din urma, să spunem, celebrei guvernări 96-2000. Atunci am avut crize succesive, poate cine își mai aduce aminte, crizele guvernelor Ciorbea, Radu Vasile. După acele exerciții, după acele crize guvernamentale care nu aveau atunci nicio legătură cu interesul public, ce s-a întâmplat? CDR a dispărut din viața politică, PNTCD, principalul partid al coaliției de atunci, a dispărut din viața politică, PNL și PD, care erau membre în coaliție, au luat sub 10% la alegeri, al doilea partid din România atunci a devenit PRM, Corneliu Vadin Tudor a intrat în turul 2. Cred că, în perspectiva orizontului electoral 2024, consecințele ar putea fi mult mai severe dacă se va continua cu asemenea irresponsabilitate. Doar să adaug ceva la ce spune Remus, sub 10% a însemnat 6%. Atât au luat. 6% a luat PD-ul, 6% a luat PNL-ul și erau, deci, la 1% de pragul electoral, PNTCD a dispărut din istorie. Da, uite, premierul Câțu, pe care l-am auzit ceva mai devreme, nu, tot insistă pe teza asta, coaliția de dreapta e singura care poate salva România, ne bazăm că ea va guverna mulți ani de acum încolo, dreapta trebuie să guverneze, nu știu, s-a tot plusat, 2024, 2028, poate chiar mai mult. De pe cine întrebai, vedea o coaliție de dreapta. Domnule Zeidler, coaliția asta de dreapta, aclamată atâta, pare că n-are de fapt substanță, pentru că una n-a produs în lunile astea de zile acele reforme pe care s-a angajat să le facă în programul de guvernare. Doi, valorile, generic vorbind, ale partenerilor par să fie unele diferite. Îi acuzați pe liberali de furt, de manevre de tip Dragnea, de abuz de tip PSD. Adică numai a coaliție și a parteneriat de dreapta, bazat pe niște valori, de dreapta nu pare. Păi aveți parțial dreptate, din păcate, pentru că atunci când domnul Câțu vorbește despre dreapta, haideți să vedem dacă PNDL e un program de dreapta. Nu este. Haideți să vedem dacă zero taxe pe salariu minim ar fi un program de dreapta. Este, dar cei de la PNL, după ce au fost de acord să-l avem în programul de guvernare, chiar și sub o formă de testare pe o singură industrie, acum dau înapoi. Haideți să vedem dacă tăierea pensiilor speciale e de dreapta. Este. Ce au făcut cei de la PNL după ce domnul Rareș Bogdan a promis că le taie în 30 de zile? Încearcă prin tot felul de tertipuri de câteva luni de zile să ne explice cum de fapt nu trebuie tăiate pensiile speciale. Și mai dau foarte multe exemple. Deci dacă e să ne lăudăm cine e mai de dreapta decât celălalt, îmi pare rău, dar realmente regret să spun că în dreptul PNL-ului nu pot trage o liniuță să spun iată o chestiune de dreapta pe care o susțin.
Bun, iar asta e o chestiune pe care PNL probabil că trebuie să o deconteze, pentru că aici vorbim sigur de două facțiuni, dar până la urmă interesul partidului e cel care trebuie să primeze pentru ele. Ne întoarcem la discuție în câteva momente, vedem și ce s-ar putea întâmpla mâine. Premierul zicea, n-am primit încă demisiile, nu rezultă dacă se așteaptă să se mai schimbe ceva. Dan Barna a lăsat destul de clar de înțeles că nu se mai schimbă nimic peste noapte, că e doar o formalitate de punerea mâine dis de dimineață a demisiilor. Revenim în câteva clipe. Da, un premier foarte sigur pe el, l-am văzut cu câteva minute mai devreme, spunând cei de la USR Plus se comportă ca niște copii răsfățați. Să vedem întâi aceste demisii, spune Florin Câțu, ca și cum ar exista vreo îndoială că ele ar fi fost date. Asta ca un ecou a ceea ce s-a întâmplat în Parlament cu validitatea semnăturilor. Ion Meioniță, are motive să fie Florin Câțu atât de sigur pe el după tot ce a provocat și în perspectiva întâlnirii de mâine de la Cotroceni, a celor de la USR Plus? Niciun. Pentru ce să fie fericit? Că are o criză guvernamentală? Nu, să fie atât de convins că lucrurile merg mai departe. El merge mai departe cu rectificarea bugetară, crește fondul de rezervă pentru primării de 4 ori. El poate să facă tot ce vrea, pentru că rămâne premier. Acum nu-l dă nimeni jos mâine, când vin demisiile la guvern. Are ia act de demisii, numește interimarii, 45 de zile are la dispoziție în care guvernul funcționează foarte bine, adoptă ordonanțe, hotărâri, vine cu proiecte de legi, poate să-și asume și răspunderea în fața Parlamentului, de pildă am înțeles că pentru legea consumatorului vulnerabil că vin scumpirile astea și ea ne mătură pe toți, dar 45 de zile, adică nu e o mare realizare că 45 de zile trebuie să vină în fața Parlamentului, pentru că expiră aceste interimate, s-a schimbat componența politică a guvernului conform articolului 85 din Constituție, trebuie să ceară aprobarea Parlamentului. 45 de zile tu trebuie să te comporți ca și cum ai gestionat toată situația de, dar jumătate de guvern, aproape jumătate de guvern ți-a picat, te contestă o aripă din PNL, te contestă opoziția că e opoziție, da? Mai e UDMR, da. Dar ce face după 45 de zile este problema. Sau mai devreme, dacă vrea să obțină aprobarea Parlamentului. Dar mai e și moțiunea de cenzură. Nu va putea fi prelungi tergiversată la infinit. Nu vor putea să o țină la infinit în Parlament. Ar trebui să o pună pe ordinea de zi. Și atunci lucrurile se complică extrem de... Da, domnule Zetea, vă rog. Și vor avea și moțiunea PSD, care va ajunge la un moment dat în plen, pentru că acolo vorbim de 100 și ceva de semnături. Dar eu zic să nu ne bazăm pe moțiunea PSD. Poate vă verifică și dumneavoastră semnăturile cei de la PNL și zic că nu sunt valide. Păi normal. Ce vreau să vă spun? Vreau să-i dau dreptate domnului Ioniță în ceea ce a spus până acum, dar în același timp dați-mi voie să-i dau și o replică. Să-i spun așa. PSD este în opoziție. Este pentru prima dată când tot aud că se cere opoziției să facă volum de ședințe, ba la plen, ba la birourile permanente. Păi n-avem o majoritate de dreapta? Nu, păi n-avem, păi stați un pic, dumneavoastră în ce țară trăiți? Tocmai asta e, nu mai există majoritate de dreapta. USR Plus nu mai e alături de PNL. Trebuie să facă majorități în birourile parlamentare cu PSD, AUR... și ceilalți minorități și așa mai departe. Ce se așteaptă de la Partidul Social Democrației? Punem noi la masă să îi împăcăm pe frățiori între ei că s-au certat? PSD să fie mediatorul? Nu ne vrea să faceți ce vreți. Nu e treaba... Da, apropo de asta, Remus Ștefureac... Trebuie acest rol de mediator să-și asume Klaus Iohannis, cel care până la urmă a girat această coaliție în ciuda votului românilor. Dar vă spun, domnul Zetea, nu veți putea explica electoratului dumneavoastră de ce țineți în Parlament guvernul minoritar Câțu. Nu veți putea explica chestia. Nu-l ținem și dacă AUR și USR ar semna moțiunea Partidului Social Democrat, i-ar fi depusă imediat, că am avea 234 de voturi. Acum ne batem pe cine depune moțiunea, de fapt. O să înceapă interesant. Mulțumesc foarte mult, domnule Zetea. Remus Ștefureac, apropo de ideea asta, că totuși cineva va rămâne cu întrebarea, bun, dar atâta înverșunare, atâta ură, atâtea acuzații și după aia totul se schimbă așa dacă vine Ludovic Orban, de exemplu, premier, sau altcineva din PNL premier...
gata, se reface coaliția, nici n-am știut că s-a spart vreodată, s-au lipit cioburile fără niciun fel de urmă? Noi experiențe de acest gen am mai trăit în intervenția anterioară, aminteam de crizele guvernelor Ciorbea. Dacă mi facem o incursiune în istorie și domnul Ionit își aduce aminte, conduce și o revistă cu un astfel de profil, păi la ce declarații și ce ieșiri furtunoase aveau liderii PD, în frunte cu Traian Băsescu, pe acea vreme, care era ministrul transporturilor și terfelea tot guvernul din care făcea parte și apoi sigur a putut să guverneze împreună 4 ani, s-a mai întâmplat în România. Bun, au sfârșit prost și am văzut ce s-a întâmplat după aia. Prost. Așa cum am spus, au sfârșit prost. Deci orice este posibil, repet, în momentul în care eu, ca observator, ca cetățean, am văzut o alianță, mă rog, cumva o colaborare între USR Plus și AUR, eu spun că orice e posibil în viața politică românească. Trecutul ne-a arătat că e posibil. Da, și aici poate fi posibil o împăcare cu un alt premier. Până la urmă, USR Plus a spus că își dorește o continuare a guvernării, dar fără premierul Câțu. Dacă se va întâmpla acest lucru, se va întâmpla și sigur vom asista cu toții la continuarea acestei coaliții. Cristian Zeidler, asta pare să fie acuzația care se desprinde până la urmă și care atârnă destul de greu împotriva dumneavoastră, această colaborare cu AUR. E cumva în plan secund față de ce ați fi câștigat în urma acestei colaborări sau cum o să duceți bagajul ăsta? Accentul noi l-am pus pe ceea ce se întâmplă cu banii românilor și PNDL ar fi însemnat un jaf. Acum, pentru că nu există contraargument, pentru că chiar așa este, cei de la PNL Câțu au ghicit această chestiune cu colaborarea, alianța, zic ei, dintre AUR și USR, deși evident nu există nimic altceva decât că ne-am pus semnăturile la comun pe o moțiune care vorbește despre domnul Câțu. Acum, dacă e să fac o paralelă cu logica dânșilor, înseamnă că domnul Câțu a ajuns ministru al finanțelor pe blat cu PSD. Că vă aduc aminte că PSD susținuse prin vot guvernul Orban. Dar, sigur, logica aceasta se menține... Mă rog, deci ne ziceți că nu o să fie o problemă pentru alegătorii dumneavoastră, pentru imaginea USR Plus? Nu, pentru că noi nu ne-am schimbat cu nimic părerea despre cei de la AUR, cum nici cei de la AUR înțeleg că nu și-au schimbat părerea despre noi. Adică ne-am pus încă o dată la comun semnăturile pe o hârtie. Știți, când merg să plătesc întreținerea la asociație și mă întâlnesc cu un vecin și semnăm împreună pe aceeași hârtie, nu înseamnă că ne mutăm în același apartament. Da, mă rog, situația nu e chiar identică. Mulțumesc foarte mult tuturor pentru prezență. Vedem ce se va întâmpla mâine. Sigur, până atunci discutăm și în continuare despre asta. Pentru că președintele, cel care a contribuit la ajungerea în acest punct, va trebui acum să găsească un răspuns măcar punctual. Continuăm să discutăm despre asta. Silviu Mănăstire, imediat rămâneți cu noi.